Echipele U18 și U17 ale Farului au susținut ieri restanțele cu FCSB din campionatele Ligii de Tineret și Ligii Elitelor. Echipa, antrenată de Ștefan Sandu și Liviu Ștefan, a bifat un succes extrem de important, grație căruia se află pe primul loc în Liga de Tineret. Farul U18 s-a impus cu 2-0 în urma reușitelor din finala lui Robert Băceanu și David Nemțanu. Echipa Farului U17, antrenată de Ionuț Mihu, a fost foarte aproape de victorie, însă s-a văzut egalată în final. Băceanu deschisese scorul din penalti, însă bucureștenii au salvat un punct în ultimele 10 minute de joc. Farul U17 ocupă locul 3 cu 17 puncte în Liga Elitelor, la 4 puncte distanță de ocupanta primului loc, CSA Steaua U17. A fost un meci foarte intens, am întâlnit probabil cea mai bună echipă a campionatului. Eu zic că puteam să facem mai mult, dar ne bucurăm și cu atât și sperăm ușor să creștem în valoare și să acumulăm puncte, să câștigăm campionatul. Din păcate au reușit să ne egaleze după ce am deschis scorul din lovitură de pedeapsă. A fost un gol venit după, părerea mea, un haos în defensivă. Sunt multe lucruri de îmbunătățit și sperăm pe viitor să facem o față mult mai frumoasă. Suntem bucuroși că am reușit să câștigăm acest meci. Am jucat cu o echipă foarte bună, s-a și văzut pe teren, dar eu aș vrea la fiecare meci să avem meciuri de genul, pentru că doar așa pot crește copiii în jocuri foarte, foarte bune. Cu siguranță vom putea să câștigăm campionatul. Mă bucur că am putut să-mi ajut echipa, marcând un gol, și sperăm să acumulăm cât mai multe victorii în campionat. Este o victorie meritată, pot spune. Am muncit cu toții și am tras la această victorie. Am fost o echipă, o familie și ne bucurăm că am reușit să ne luăm revanșa din amicalul din vară. Iar cu această ocazie, victoria pot spune că este și mai dulce.